legătură directă cu Adina. Adina, ca să vă arate vouă cam cum ar trebui să vă comportați cu o femeie, a luat problema în mâini și s-a dus la atelier să schimbe singură cauciucurile, că n-ați fost în stare nici anul ăsta să puneți cauciucuri de iarnă pe mașina doamnelor. Dacă nu ninge, iar trebuie. N-ai nicio șansă cu ei, Adina. Trebuie să te descurci singură și anul ăsta. E coadă mare la servisul auto? Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Încă de pe la ora 8 s-a făcut coadă la acest servis de roți din zona Băneasa în care ne aflăm. 15 mașini erau mai devreme la așteptare. S-au deschis porțile la ora 9 și 7 rampe deja au fost ocupate cu primele mașini. Sunt oameni care și-au făcut programare chiar de săptămâna trecută, să știți de cum a dat zăpada la munte. Oamenii au sunat și-au făcut programare și-au venit astăzi la servis. Vorbim cu domnul Stelian Culcescu despre ritmul în care se lucrează în această perioadă. Pentru că dacă săptămâna trecută nici nu ne gândeam că vom schimba anvelopele, iată că a venit din nou aglomerația la servis. Începând de săptămâna trecută, de miercuri, joi, au început să sune telefoanele, oamenii se programeze și montajele să depășească media de 80-90-100 de mașini pe zi. Momentan suntem în full cu programările, avem ocupat toată săptămâna aceasta, plus primele 3 zile de săptămâna viitoare. Există două posturi separate pentru clienții care doresc să își monteze roțile și nu au hotelul la noi, roțile în depozitare. Există pentru aceștia o aplicație, un manager intern în care se trec cu număr auto și număr de telefon, merg să-și facă treburile și când au 3-4 mașini în față, primesc o notificare, sunt invitați la montaj și rezolvă problema. Ca și timp mediu de așteptare, cred că undeva în jur de o oră jumate, două, timp în care pot merge să servească o cafea, avem zona care ne ajută. Nu știu dacă primim și masajul la picioare, dar cu siguranță ar fi potrivit pentru băieții dumneavoastră, pentru că mi-a spus că fac în jur de 23.000 de pași pe zi. Totuși, trebuie să-i punem la muncă și să ne spuneți de ce este important să schimbăm aceste anvelope, deși încă nu am văzut fulgi de nea în capital. Exact. Obligativitatea anvelopelor, în afară de cadrul legal, se face neapărat când vine sezonul rece. Nu mai vorbim despre iarnă, vară sau cele patru anotimpuri. Avem două sezoane. Sezonul cald, în care rulăm cu anvelope de vară, și sezonul rece, în care rulăm cu anvelope de iarnă. Diferența este că compoziția celor de iarnă este diferită, având o substanță numită silica, care le dă elasticitate. Sub 7 grade cu plus, anvelopele de vară se întăresc, neavând această substanță. Mărindu-se distanța de frânare, efect de subvirare, riscul de accidente, în schimb aceste de iarnă, având această substanță, sunt foarte elastice, au distanța de frânare corespunzătoare, au aderența corespunzătoare și atunci sunt indicate pentru sezonul rece. Cum știm că anvelopele pe care le avem deja mai sunt bune pentru a fi purtate un sezon? Există un dispozitiv cu care scanăm anvelopele în momentul în care intră mașina pe rampă, cu infraroșu. Acesta transmite în imprimantă un raport și în acel raport mi se spune exact uzura anvelopei, din 9 mm cât au de nou, exact câți milimetri mai au. Și merge și la ochi, foarte pe scurt aici. Da, da, da. Aceasta este o anvelopă de vară care am schimbat-o zilele trecute, de la un SUV. Deja martorul de uzură este aproape la suprafața anvelopei. Mașina aceasta a avut și probleme cu reglajul la geometrie și a uzat pe interior mai mult. În momentul în care rulați cu astfel de anvelope, distanța de frânare se mărește cu 30%. Imaginați-vă că dacă o mașină frânează în 100 de metri cu anvelopele noi, cu acestea frânează în 130 de metri. Asta înseamnă 30 de metri în plus. Mulțumim tare mult. Cum am zice noi cei necunoscători, arată ca în palmă, practic este netedă, anvelopa nu mai este bună pentru a fi folosită și cu atât mai puțin în sezonul rece. Vorbim puțin și despre costuri, pentru că s-au mărit puțin prețurile în servisurile de roți, însă nu cu foarte mult, aici cam cu 3-5%, un pachet mediu, să știți că costă în jur de 270 de lei, cuprinde toate cele necesare pentru a fi sigur că în sezonul rece vom circula în siguranță pe șosele. Cam atât. Mulțumim!